De alături de mine și le mulțumesc frumos pentru prezență, Bogdan Cosmescu, Cosmin Băleanu. Salut! Seara bună! BC și CB. Domnilor, aș începe puțin cu țintarul, ca apoi să ne îndreptăm spre echipa națională și spre conferința de presă a lui Eduard Iordănescu. Ați văzut cum sunt formate etapele, da? Avem și imagini de la această tragere la sort. Târziu am vorbit și cu niște oameni de la cluburi, da, din jurul nostru, și erau tare nemulțumiți de întârzierea cu care s-a făcut treaba asta, din motive logice, de logistice, cazări, nu? Exact. Du-te acum și ia-ți cazare la Constanța, dacă joci cu Faro. O să face rost regele. Da, sigur. O să face rost oricine, nu e problemă. Adică să ne înțelegem, campionatul Angliei începe în a doua jumătate a lui august și e tras de o lună. Da? Așa că și nu doar Spania s-a tras, începe la jumătatea lui august și la noi s-a tras cu 10 zile înainte, hai să zic, mai puțin de 2 săptămâni. Bine, mai, puțin, mai ales că nu e o chestie foarte... Care era problema? Păi, tot jucai. Dar da, mă gândesc că dacă există o problemă, există pentru cele care sunt calificate în cupele europene. Și mai este o problemă pentru cele care, poate fi o problemă pentru cele care au jucătoare națională. Și da, mă refer aici, da, la FCSB, care are 3 sau 4, nu știu ce se întâmplă cu Florinel Coman. Și la cine? La Craiova, care are pe bancu, trebuie să mai fie. CFR-ul nu are pe nimeni, nu are pe nimeni, nu? Ba da, CFR-ul are pe... Da, Ieti a plecat, are pe Mogoș. Mă gândesc totuși că dacă e o problemă cu adevărat importantă pentru FCSB, nu e Liga 1 și sunt meciurile din cupele europene. Tu ai văzut țintarul unde... FCSB-ului? Are primele 8 etape teoretic ușoare. Poate fi o armă cu 2 tăișuri. Este un calendar în care ar trebui să iei multe puncte. S-ar putea să nu reușești să iei multe puncte, pentru tocmai că pentru că nu ai în cupele europene. Nu-mi dau seama cum se vor descurca. Nu, și pentru că nu e pe cei de la națională... Bașca asta. Mă dar ai că... și meciuri pe europene. Primul tur e banal cu ăia din San Marino. După aia, cu Maccabi Tel Aviv... Da, de ce voi ziceți că nu iau pe cei de la națională doar dacă ne calificăm? Păi ne calificăm, da. Nu se poate să ne calificăm, e imposibil. Nu, șansele nu sunt foarte mari. Puțin. Și dacă nu ne calificăm, hai să mergem și pe... Sperăm să nu se întâmple lucrul acesta. Jucăm trebuie mâine, să nu, da, trebuie să le lași o pe săptămână. Direct în cantonament la FCSB sunt. Direct în cantonament. Fără discuție, ne-a spus meme. Eu o vacanță. Înainte de, sigur că înainte de treaba asta. Mai ales că sunt pregătiți, sunt antrenați, adică e, da. Acum că le-a dat 2 zile, habar asta zic că e bine că ești în cantonament, după aceea trebuie să fii foarte mirat dacă ți se accidentează în august. Să nu ai așa, să zici, bă, dar ce ghinion. Pentru că nu cred că e ghinion. Bine, mă gândesc că totuși, adică nu știu cum să fac balanța asta exact între un cantonament cu Neubert și cantonamentul național. Cred că e mai calm în cantonamentul național decât este cu siguranță cu Neubert. Apropo de, spunea meme că a tras de ei, ca... De asta spun, adică, bun, vin pregătiți, nu cred că vin mai obosiți decât vin cei de acolo. Cât au jucat împreună? Coman a jucat, nu? Păi Coman nu va mai fi la FCSB. Deci Coman nu mai este la FCSB. Nu a jucat, da, Olaru n-a jucat. Olaru a jucat puțin. A jucat puțin. Târnovanu la fel. Deci nu sunt nicio problemă. Doar pregătiți să fie că se antrenează. În rest, repet, să nu se întoarcă miercuri, că joi pot fi la antrenament la FCSB. Cu o săptămână înainte, nu o să joace Supercupa, ar fi culmea să joace Supercupa, dar nu se pune problemă. Am văzut prima etapă, din Liga 1 și aș vrea să o mai vedem odată. Deci avem FCSB cu Cluj, CFR Dinamo, deci Unirea Slobozia, da, are probleme mari să-și găsească o cazare pe acolo, pe la Ovidiu, pe undeva. Mai ales încă o dată, cu 10 zile înainte. Îți mai spun ceva, de la Slobozia pleci în ziua meciului. Până la Constanța. Da, e adevărat. Poți să faci. Faci un efort. Când faci cu autocarul pe drumul poți vechi, să faci lucrul ăsta. Faci 2 ore. Nu-i plăcut, sigur, da? Nu, dar nu ai probleme. Nu ai probleme. UTA rapid. Dar putea să fie... Bă, cine să fie? UTA. Habar UTA. Era treabă. Acolo era o problemă. Era o problemă. Haideți să vedem și cum sunt puse cele mai grele meciuri. Apropo de etape, pentru că și asta este foarte interesant, foarte important. Și avem așa, deci în etapa a doua, avem Rapid CFR Cluj în condițiile în care în prima etapă avem CFR Cluj Dinamo, da? CFR Cluj în etapa a treia întâlnește și pe Craiova, și Universitatea Craiova. Și pe Dinamo prima. Și pe asta spuneam. Și spuneam că este cu Dinamo. Europene, și joacă în cupele europene. Deci pentru Dan Petrescu, deci este Petrescu Dinamo, Rapid, Dan Craiova. Dan Petrescu a nebunit la FCSB Farul etapa a cincea, Rapid Dinamo, primul derby bucureștean, etapa a șasea. Și nu știu, când am terminat, dacă se califică și FCSB și CFR Cluj în grupele Conference League, când termină cele 4 tururi? Început de septembrie, nu?
Adică peste păi, câte etape se suprapune asta? Turul al doilea este până la sfârșitul lunii iulie. Bun, și după mai turul al treilea și play-off-ul. Și play-off-ul, deci septembrie. August. Deci septembrie. Sfârșit de august. Pe asta spun, sfârșit de august. Și cam câte etape ori fi? 5, 6, peste câte etape te suprapui? 6, 7 etape din campionat. Cam așa, da. Dacă începe pe 14 iulie... Că nu este nici naționala, nu mai sunt nici... Adică nu trebuie să mai faci pauză. Se întrerupe iar campionatul că sunt... În septembrie, dar până în septembrie... Probabil că ai 6 etape sau 7. 6 etape sau 7. Deci probabil că te suprapui pe 7 etape. Nu va fi ușor. Iar apropo de parcurs, da, pe final acolo 13, 14, 15 Dinamo FCSB, FCSB Rapid și Universitatea Craiova FCSB. În mod normal este cum nu se poate mai bine pentru FCSB, dacă mă întreb pe mine. Să înceapă așa, ușor, ei fiind în cupele europene și în perioada asta, etapa 13, apoi ce înseamnă asta? Două luni și mai bine, nu cred că avem vreo etapă intermediară, nu? Nu cred că ai ei când. Vor începe să joace meciurile tari în mod normal când vor termina cu cupele europene, dacă se vor mai califica etapa nouă acolo cu CFR Cluj, la Cluj. Bine, și etapa 5-a cu Farul. Nici ăla nu e ușor. Dar acum nu știu, chiar nu știu ce echipă va avea. Mă gândeam la ultimele 3 pentru că sunt totuși una după alta, adică să ai Dinamo Rapid și Craiova. Nu vrei să ai programul ăsta și să joci și cu și cu Maccabi sau mă rog. Da, problema, știi, cineva mai greu decât Maccabi. Că din cauza cupelor europene e posibil să nu iei suficiente puncte în primele 8 etape. Se te pare că tu cât ce program și ce adversar ar fi CSB, care ar fi cifra corectă? Cred că, nu știu, 21 de puncte ar fi bine în 8 etape. Nu știu, mă gândesc și eu câte, 19, ca să fie bine, jucând, ținând cont că nu ai niciun mare derby. Bine, că... s-ar putea, dacă acum au fost supărați, că știi cum e, toată lumea e supărată când termină pe prima poziție și se înjumătățesc punctele, atunci s-ar putea să zică, bine că se înjumătățesc punctele. Și să ai avantajul ăsta. Adică cred că și-a dat seama și patronatul FCSB-ului că e mai bine să intri cu avantaj decât să alergi din urmă în play-off. Da, nu, cred că e un program convenabil oricum. Convenabil. Pentru CFR Cluj însă e cumplit. E cumplit. Repet, în startul ăsta de sezon, acum sigur că facem discuții, îți dai seama. Pentru că mulți nu înțeleg de ce nu pun mare preț pe punctele din prima parte a campionatului. Mă, din câte știu eu, tot atâtea puncte se dau și în iulie, și în septembrie, și în august, și în decembrie, tot atâtea puncte se dau la victorie. Prin deci, martie, aprilie, mai nu se mai dau atâtea puncte. Păi lasă-mă că după ce s-a dus la jumătate. Se dau un pic mai multe. Da, punctele din iulie valorează la fel cu alea din decembrie? Da, sau s-a schimbat ceva? Cu siguranță. A, am înțeles. Deci e același puntaj. Se dă mai puțin aici, să știi. Eu așa știu. 2,75. La victorie. Și lasă că începutul campionatului și după aia plâng. Foarte scurt. Aș vrea să ascultăm câteva personaje din fotbal românesc ce spun după acest țintar. Toate meciurile vor fi grele. Important e că... Nu știu, acum, anul trecut am început cam la fel de dur campionatul, acum sper să fim mult mai pregătiți. Pentru noi foarte important este să vedem unde ne jucăm meciurile de acasă, cât de organizați vom fi, iar ca și țintar așa, oricum meciurile cu echipele rivale trebuiau să vină la un moment dat. Ne bucurăm că începe sezonul și de-abia așteptăm să vedem cum se mișcă echipa, o deplasare frumoasă, stadion plin, cred că o să fie niște condiții superbe pentru fotbal. Etapa a doua acasă cu CFR, sperăm să începem cu dreptul și să bucurăm suporterii și să avem un început bun de campionat. Eu vreau să vorbesc despre Cluj. Mie mi se pare că arată foarte bine. Cred că vom avea surpriză în acest play-off. FCSB e actuală favorită, întoarcerea lui Dan Petrescu aduce un plus, Hagi cu ambiția lui cu siguranță va face echipă și mai bună. Așa că numai noi care ne uităm, avem de câștigat. Știți foarte bine, noi de la Oțelul am luat o etapă cu etapă, așa am ajuns aproape de play-off, așa am ajuns aproape să luăm Cupa României, să jucăm în Europa League. Așa că pe noi nu ne interesează cu cine jucăm a doua etapă, ne interesează cu cine jucăm primul meci și pe ăla ne focusăm și ne calenzăm, pentru că îl știți și voi pe Dorinel. Primul meci e cel mai important pentru noi. Bun, am revenit. Luăm foarte scurt o pauză publicitară și apoi vom reveni pentru că va începe conferința lui Iordănescu. Te preocupă căderea părului și firele albe? Încearcă gama Root Hair și observă diferența în mai puțin de 3 luni. Păr voluminos în culoarea naturală. Root Hair, acum pe biocard.eu. Am revenit, ne continuăm discuțiile. Vă spuneam că în câteva momente, chiar a început conferința, dar nu este deocamdată Eduard Iordănescu, este vorba despre Răzvan Marin. Haideți să-l ascultăm.
Salut, Sergiu Alexandru, Gazeta Sporturilor. Simți că după prestațiile bune din grupă e mai multă presiune pe voi jucători acum din partea fanilor? Nu neapărat, pentru că știam foarte bine odată ce ne-am calificat la campionatul european că așteptările vor fi mult mai mari din partea tuturor. Cu siguranță acum sunt și mai mari pentru că am trecut și de grupe, dar cred că din punct de vedere mental suntem foarte bine, rezistăm acestei presiuni și acestor așteptări și, cum am spus, o suntem pregătiți să facem lucruri mari. Salut, Răzvan, tot o jumătate de la golasul.ro. Este acest meci și o revanșă personală pentru tine, pentru anul mai puțin reușit de la Ajax? Și Ronald Koeman spunea că e posibil să joace Daily Blind. Cum ar fi un duel Răzvan Marin-Daily Blind în linia mediană? Nu văd ca pe o revanșă. Eu, până la urmă, fac treaba pe teren ca și jucător. Așa a fost să fie. Așa mi-a fost drumul până acum în carieră. Deci nu mă gândesc la astfel de lucruri. Și înainte de toate îmi doresc foarte mult să câștigăm meciul ca să trecem mai departe. În primul rând pentru noi și pentru România. Iar vis-a-vis de duelul cu Daily, din ce știu eu, și mai mereu a jucat fundaș central. Deci nu știu că dacă aș putea să mă întâlnesc prea... Că-l bagă la mijloc, posibil să-l bage la mijloc. Nu știu, vom vedea. Bună seara, Silviu Corneanu, Antena 1. Răzvan, spune-mi, te rog, sunteți aproape de a scrie istorie, o nouă filă în istoria fotbalului românesc. Vei putea dormi la noapte? Da, bineînțeles, trebuie să mă odihnesc ca să pot să fiu odihnit 100% pentru meci. Nu, glumesc. Da, suntem pregătiți, cum am spus-o, așteptările sunt mult mai mari, dar suntem pregătiți, ne-am pregătit foarte bine toată această săptămână. Am avut 6 zile de recuperare și sunt sigur că cine va intra mâine pe teren va da totul pentru a califica România mai departe. Bună ziua, Răzvan, Paul Andone, Prima Sport. Cum este de simț golgheterul naționalei și printre principalii marcatori de la acest turneu final? Sincer, mă gândesc mai puțin la aceste lucruri. Cel mai important este ca echipa să câștige. Echipa și-a îndeplinit un prim obiectiv. Mă bucur că am ajutat prin realizări și prin evoluții bune de a face acest lucru. Și, cum am spus-o și o repet, îmi doresc doar ca România să ajungă cât mai departe. Salut, Răzvan, Dragos Stoica, Televiziunea Română. Spune-mi, te rog, cum ți se pare naționala Olandei în acest moment? Ei vin după un eșec contra Austriei, e o atmosferă așa destul de încărcată la ei momentan. Da, cred că știm foarte bine ce fel de jucători are naționala Olandei, jucători de top, jucători care joacă la cele mai bune echipe din lume. Poate au avut un stat mai greu în acest campionat european, dar până la urmă noi trebuie să ne vedem de treaba noastră și să ne focusăm și să ne concentrăm pe ceea ce avem noi de făcut. Any question from Dutch media for Răzvan? Hello, Răzvan. How do you look back at your year at Ajax and was it in some way positive for you? In English? Up to you. Yeah. In Romanian or English? Yeah, for sure I will... I learn a lot of things from that period in Ajax, and I moved on. It's on my past, and I'm happy that I was there, and how I said it. Yeah, of course I learned a lot of things from that time. Okay, the last two for the player, if there are one. Hey Răzvan, I'm Johan Inan, Algemeen Dagblad, Netherlands.
Do you consider it as an advantage that you played 1 year in Holland for the match of tomorrow? Yeah, not really, because national team it's always different, and I remember the championship. It was a difficult one. It was a tough one, and how I said it, I think in national team it's different. So is there one more question for Razvan Marin? If not, thanks a lot, and we continue with Coach Iordanescu. Thank you. Mulțumesc. Eu nu stătaru Willow Sport. Domnule Iordanescu, eu l-am întrebat pe Andrei Rațiu dacă mai e nevoie de vreo motivație suplimentară pentru meciul ăsta, ținând cont de numele adversarului și de miza care este în joc. Pentru dumneavoastră ca antrenor, e ușor sau e greu să pregătiți un astfel de meci? Când joci cu istoria în față, e clar că e un meci la care îți dorești foarte mult și pentru care ești pregătit să pui tot ce e mai bun în joc. Nu există un meci ușor de pregătit, nici măcar un meci amical nu pregătești superficial. Cu atât mai mult un meci care poate să te ducă în sferturile de final. Nu va fi ușor, va fi extrem de greu. Noi tot ce am construit până acum am construit cu realism și cu realism vă spun că da, Olanda mâine e favorit. Are în favoarea ei palmaresul, experiența, jucători cu valoare deosebită, o cotă de piață de aproape 1 miliard, sunt lucruri care le știți și dumneavoastră. Experiența la turneile finale, dar noi avem setul nostru de aturi. Am consolidat un grup bun, din toate punctele de vedere, și sportiv și uman. Și nu în ultimul rând avem în spate o țară care respiră în același timp cu echipa și asta ne motivează total. Bună seara, domnule Iordanescu. Vorbeați un pic mai devreme despre istorie. În urmă cu 30 de ani, tatăl dumneavoastră făcea istorie la Pasadena. Voiam să vă întreb dacă poate fi Allianz Arena noua Pasadena și cât de important e pentru dumneavoastră meciul ăsta. Puteți intra în istoria fotbalului românesc. Cu siguranță că ne inspirăm și din trecut. Ne place să ne uităm la trecutul nostru frumos, în mod special. Au fost momente fantastice, atunci am trăit prezent fiind acolo. Acum vorbim de o altă generație, vorbim de un grup fantastic, cum am mai spus, din toate punctele de vedere, cu mult caracter, cu entuziasm, cu unitate, cu spirit. Ne dorim să ne jucăm șansa și o vom juca cu toate forțele noastre. Știm că trebuie să fim aproape de perfecțiune mâine pentru a avea un rezultat bun. Nu vă lăsați înșelați între ghilimele de anumite momente din jocul Olandei sau de un rezultat. Sunt jucători foarte valoroși, o echipă care poate produce foarte mult fotbal. Meciul trecut ei deja erau calificați, poate au intrat un pic mai puțin concentrați, dar echipele de nivelul ăsta au o capacitate fantastică de a se aduna. Noi trebuie să fim pregătiți din toate punctele de vedere. Dacă din punct de vedere fizic ne-am dat un refresh, ne-am regenerat un pic, din punct de vedere mental trebuie să fim foarte solizi și hotărâți în tot ce facem. Să ne dorim cu adevărat să mergem mai departe și cred că există acest sentiment în cadrul grupului, dar să demonstrăm asta și prin fapte și am încredere că echipa poate să facă acest lucru. Nu în ultimul rând, din punct de vedere al organizării de joc, trebuie să fim extraordinari și sub nicio formă să nu facem greșeli individuale, importante, e capital. Doamne Filotti, Digi Sport, tot în sensul întrebării lui Silviu cumva și apropo de atenția dumneavoastră la amănunte, e un sentiment aparte că reveniți pe terenul unde ați obținut una dintre cele mai concludente victorii din mandatul nostru de antrenor, acel 3-0 de care ne amintim cu plăcere cu Ucraina? Da, și probabil cea mai importantă victorie a României la un turneu final. Cu siguranță că e un sentiment plăcut să te întorci aici. În același timp ne dorim și știm asta că mâine românii din nou vor fi la putere, în tribune, și asta contează enorm. Vă asigur că băieții urmăresc și întreabă constant de biletele luate de ai noștri, de români. Avem nevoie de ei, avem nevoie de ei pentru această confruntare foarte grea. Eu sunt sincer cu dumneavoastră total și spun că Olanda a produs mereu fotbal.
De la, din Olanda au plecat trenduri. Și eu ca și antrenor și sunt sigur că nu sunt singurul, m-am inspirat în anumite momente din fotbalul olandez, jucător cu multă calitate, generație foarte bună, un antrenor care deja e la un nivel foarte bun după ce a fost un fotbalist fantastic, acum are o experiență destul de complexă și ca antrenor și cunoaște foarte bine fotbalul olandez din toate punctele de vedere, deci cu siguranță că toate aceste elemente le vom confrunta mâine pe teren. Le ordonez cu bună seara, Paul Andone, Prima Sport. Aveți deja în cap înlocuitorului Bancu și dacă dintre Man, Yanis și Coman trebuie să joace doi, dacă aveți și acest răspuns? Am anumite răspunsuri. Urmează să decidem împreună cu staff-ul în cursul serii, după antrenamentul de astăzi, dar și mâine dimineață, ultimele detalii, inclusiv ceea ce înseamnă primul 11. E mai puțin important din punctul meu de vedere cine va intra mâine, ci ce va face cel care va intra. Să facem cum am făcut până acum, să punem tot în joc. E posibil să apară schimbări, una clar că suntem forțați oricum din start să o facem, datorită suspendării, dar sperăm ca să avem inspirația să alegem bine și la fel pe parcurs să reacționăm cum trebuie și să ajutăm echipa. Urmează și discuții individuale, au fost tot timpul, vor fi și în perioada asta. Sunt lucruri esențiale în deciziile pe care le voi lua împreună cu staff-ul în cursul serii și dimineața de mâine. Ați jucat fotbal fără să fi ajuns la cel mai înalt nivel din fotbal. Vă imaginați că ați fi putut deveni un antrenor atât de bun la un pas de sferturi de euro în condițiile acestea? Nu știu cât de competent sunt sau nu sunt, dar clar că am făcut o muncă bună împreună cu echipa și cu staff-ul și cu toți cei din jurul echipei dacă am ajuns într-un astfel de moment. Acum responsabilitatea e și mai mare pentru că toți ne dorim ca să bucurăm românii și să rămânem în istoria echipei naționale cu adevărat cu o performanță unică și unică ar fi să mergem încă un, cel puțin încă un pas. Cum v-am spus și conferințele trecute și pe dumneavoastră v-am simțit mai atașat și mai apropiați de echipa națională ca oricând și parcă am simțit și la dumneavoastră că aveați nevoie de astfel de momente. Toți ne hrănim cu ele și sperăm să fie un nou început pentru echipa națională și pentru fotbalul românesc. O performanță de a merge în sferturi ar fi ceva fabulos, dar ceva în care credem. Domnule Iordănescu, spuneați un pic mai devreme de forța olandezilor. Ați repetat și loviturile de la 11 metri? Cu siguranță da. Și e normal pentru că e un meci eliminatoriu, orice este posibil. Trebuie să fim pregătiți din toate punctele de vedere, inclusiv abordarea tactică va fi poate influențată într-o manieră mai mică sau mai mare și de acest lucru. Nu în ultimul rând și deciziile pe care le vom lua de pe margine trebuie să avem mare grijă la ele, pentru că orice este posibil și atunci trebuie să ai soluții să acționezi, să reacționezi în funcție și de situație, de context, de direcția în care o va lua jocul. Dar pentru noi e foarte important să fim solizi în joc, să fim organizați, să fim disciplinați, să intrăm cu hotărâre totală și atunci cu siguranță că sunt lucruri care pot merge și în favoarea noastră. Puteți să ne detaliați, vă rog, cei care își iau viața în propriile mâini sunt cei care nu se mulțumesc nici cu mult, nici cu puțin, ci cei care vor totul, acum sau niciodată. Puteți să ne detaliați puțin? Cu siguranță. Ne dorim să facem tot și suntem dispuși să dăm tot pentru a lua tot. Tot însemnând pas cu pas, mâine înseamnă o calificare. Ne dorim o calificare foarte mult, enorm. E greu să exprim în cuvinte, cel puțin eu știu ce simt și sunt sigur că același lucru simt și colegii mei și băieții. Dar suntem foarte conștienți că trebuie să dăm tot, absolut tot ce avem mai bun și nu numai, pentru a produce această performanță și bucurie poporului român. Bună seara, Dragoste ca Televiziunea Română. În urmă cu 2 ani pierdeam în Liga Națiunilor contra Muntenegrului și Bosniei, după 2 jocuri slabe sau foarte slabe. Care a fost sau care ar fi explicația acestui salt făcut de Naționala României în acești 2 ani? Suntem la un pas totuși de sferturile de finală la un turneu final. De ce vreți să-mi aduceți aminte de momentele? A fost începutul nostru și în confruntarea realității. Realitatea era că eram jos din multe puncte de vedere. Nu vreau să intru foarte mult în detalii, pentru că mâine ne așteaptă un meci prea important ca să mă întorc atât de mult în timp.
dar de câte ori am o posibilitate, am spus că pentru mine a fost cea mai importantă perioadă. A fost începutul, a fost perioada de evaluare, de analiză, de concluzii, de construirea planului și de acolo am plecat cu decizii care, la fel v-am mai spus că multe dintre ele nici măcar eu n-am fost confortabil cu ele, dar mi le-am asumat, fac parte de meseria mea. Au fost și decizii dure, nu e ușor să lași jucători acasă în anumite momente sau să-i privezi de posibilitatea de a juca un turneu final, să impui reguli, valori, care în timp echipa să se confunde cu ele și să-și le însușească în cel mai natural mod și nu într-un mod forțat. A fost o perioadă grea, dar o perioadă care ne-a adus aici. Au fost etape pe care le-am parcurs și iată în seara asta la mie înaintea unui meci pentru istorie, pentru România. Okay, are there any more questions for Coach Ionescu? Yes, please. We take two more. Maybe the final question from a Dutch journalist. But please go ahead. În al patrulea meci de la Euro, mai avem forța de a impune un joc după modelul Austriei, agresând Olanda, ne lăsând-o să respire? Putem juca noi acum acest meci de total de pressing? De ce credeți că ar trebui să copiem un model? Analizăm, tragem concluzii, putem să ne și inspirăm din anumite puncte de vedere, dar în fotbal nu există copy-paste niciodată. Avem modelul nostru, avem identitatea noastră, știm că împotriva unei echipe cu mare calitate trebuie să fii foarte bine organizat, foarte compact, foarte intens, foarte agresiv, să nu primești jocul între linii, să nu primești jocul în spatele tău, să nu pierzi dueluri, să nu fii dezechilibrat, să nu îți creezi superiorități, să ai dublaj. Sunt elemente despre care cu toții suntem conștienți că sunt obligatorii pentru un rezultat bun. Trebuie să ne apărăm exact, trebuie să facem efort și cu siguranță că avem și mijloace necesare ca să punem în dificultate adversară și de ce nu să fim eficienți cât se poate de pragmate și la primele ocazii dacă se poate să și marcăm. Domnule Iordănescu, dacă vă spunea cineva înaintea turneului final că veți juca de două ori la München, ce îi spuneați? Îi spuneam că sunt pregătit să dau tot cea mai bun și că îmi doresc și văd în față optimist și îmi doresc să luăm pas cu pas, dar să mergem cât mai departe. Dacă ne-am întors aici, este o bucurie pentru că înseamnă că un prim obiectiv s-a îndeplinit și vă faceți aminte că v-am spus când am plecat că primul pas este să ieșim din grup pe acolo. Păi de acolo luăm fiecare meci în parte, încercăm să-l pregătim cât mai bine și să dăm tot ce avem mai bun. Mâine este deja un prim scenariu în sensul ăsta. Dacă va ieși bine, poimine deja până cu staff-ul vom pregăti sfertul de final. Doamne ajută! Okay, thank you, coach. Thank you, Cătălin, and good luck for tomorrow. For your information, tonight the Media Hub will close at 7. L-am ascultat pe Eduard Iordănescu, selecționerul României, înaintea meciului cu Olanda. Câteva aspecte. Pune totul pe luptă, dar era și normal să se întâmple lucrul acesta. Bogdan. Nu te uita la mine că eu nu sunt deosebit de atent când vorbește Eduard Iordănescu, pentru că spune mereu același lucru. Le zice bine... Sper bine. Să fie în continuare, da? Vestiar le zice și mai bine. Cred că aș putea să zic și eu acest asta. Adică, eu știu ce va zice dinainte să nu am nicio surpriză și atunci nu sunt foarte atent. Așa că a zis că pe luptă mergem? Pe luptă. Ok. Să sperăm că va fi la fel de inspirat ca până acum. După părerea mea a fost deosebit de inspirat până acum și a creat o atmosferă extraordinară, așa că îngoată. Noi suntem un popor care se cază prin optimism. Am văzut că brusc, de unde nu credea nimeni în echipa asta, cred că sunt 80% cei care cred că ne calificăm. Mie mi se pare că va fi foarte greu, mie mi se pare că Olanda este mai bună decât Belgia. Dar asta nu înseamnă că la acest campionat european la care s-au întâmplat atâtea și atâtea rezultate surprinzătoare, nu avem șansa noastră. Dacă vom lupta bine și dacă vom avea... Dacă se întâmpla și aseară... Mi-am văzut în spate revizorul. În ultima clipă m-am obținut că am dat la 0 OLED, care costă foarte mult. Dacă era ăsta, îl spărgeam. Când ai egalat Jude Bellingham. Pe cum să joci așa cu o echipă de 1,5 miliarde? Cum să joci în halul ăsta? Cum după ce faci 2-1 dintr-o deviere, mă rog, tu îi scoți pe Kane și pe Bellingham și te baci și joci 5-4-1? Dacă te egalau, m-a dat pe care că la peste bani de 2 metri. Nu, deci faptul că s-a calificat Anglia, nu mic, să nu fiu înțeles greșit, nu am nimic cu Anglia. Chiar tu ai ceva cu Southgate, n-ai ceva cu Anglia. Nu, nu am nimic, dar stilul ăsta de joc
mi se pare intolerabil. Și sper din adâncul sufletului că nu cumva să câștige campionatul european, ceea ce n-ar fi imposibil, ținând cont de ce echipare. Eu am o problemă, este prima conferință de presă, cred, înainte de un meci al României, în care nu l-a întrebat nimeni pe Edi Ordănescu cum va dormi la noapte. L-a întrebat pe Răzvan Marin, n-am scăpat de întrebarea asta, cum vor dormi la noapte. Bă, cred că dorm bine, că e mai răcoare ca la noi. Dacă dorm, dacă erau la noi, aici era rău. N-a vrut să dea, sau n-a vrut să se ducă spre discuția asta, pentru că... Măi, iertați-mă, bun, cum să te duci, parte... mă, până în Germania, să te trimită cineva în Germania? Că n-am, bă, nu pot să mă abțin. Și tu să te duci acolo și când îți vine rândul, omul ăla de la UEFA zice, Vasilescu de la xyz.ro, pune-ți o întrebare. Cum vei dormi la noapte, Răzvan Mare, sau crezi că vei dormi la noapte? Pe bune, mă! Băi, a treia oară, a șaptea oară când îi întreabă treaba asta, cum veți dormi la noapte, mă. Bun. Scuză-mă, n-am putut să mă abțin. Asta voiam și eu să spun acum. Dar nu se spună el astăzi. N-am vrut să se ducă foarte mult în subiect. Unu, pentru că e clar că vrei să-i ții pe toți foarte bine. Și doi, la mâine nu cred că vrei să-i spui Olandei pe cine o să folosești, deși variantele sunt... Mamă, o să fie o surpriză totală, o să-i înghețe pe olandezi. Ce-ar fi acolo? Mogo și Sorescu, nu? Mai sunt alte variante? Poți să inventezi ceva. Să inventezi orice, dar nu e cazul. Astea sunt una din astea două. Mă gândesc că acestea sunt cele două variante. Una din astea două, în mod. N-a vrut să vorbească foarte mult nici despre, pentru că a fost întrebat iarăși pe cine ar folosi între Mihail... Fel pe antrenorul advers, ținând chestia asta secretă până cu ora 90 de minute înainte de meci? Crezi că îi surprinzi? Eu cred că nu-i surprinzi. Nu înțeleg. Dar a fost o întrebare bună. Vrei să-i țin priză? Ok, poate bună, că da. O întrebare bună a fost, domne, acum 2 ani de zile ne chinuiam și ne ieșeam cu capul în pământ, da, și jucam foarte prost meciurile alea cu Bosnia, cu cine, da, am fost noi, cu Muntenegru. Da. Ieșeam vai de capul nostru acum 2 ani de zile. Eram rău, arătam rău. O întrebare pusă de un coleg din presă. Ce s-a întâmplat, domne, astăzi? De arătăm așa și visăm la sferturile de finală, când noi acum 2 ani eram cu capul în pământ și pe bună dreptate. Bine, noi eram și cu 2 ani. Ai auzit și răspunsul, nu? Nu. Am auzit, am înțeles. Am făcut bine, că am schimbat reguli. Asta, că am făcut reguli. Am schimbat reguli, am impus reguli. Deci nu erau. Da. Am învățat din alea, ok. Dacă mergem în esența, ceea ce a spus, deci, cumva s-a dus un pic în... Deci înseamnă că în perioada petrecută de Edi Ordănescu pe bancă nu erau reguli. Acum 2 ani, că cu el s-a întâmplat asta. Mie mi se pare că încerci prea mult să deduci... Da, e chiar o întrebare bună, multă lume se întreabă, măi, oameni buni, nu băteam Bulgaria și Liechtenstein. Ok, meciuri amicale. Noi am câștigat anul ăsta un meci. Am câștigat zdravă în Ucraina. Suntem la jumatea anului, că am intrat în iulie, am câștigat un meci. Da, l-am câștigat pe cel care trebuie. Care trebuie și cu cât trebuie, că dacă ar fi câștigat un zeu, l-am câștigat pe cel care trebuie. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat de ne-am transformat peste noapte? Bine, n-are nimeni răspuns la întrebarea asta, să ne înțelegem. Cineva care să-ți dea un răspuns sigur, concret, argumentat, nu îți va putea spune cineva și să zică, domnule, pentru asta s-a întâmplat asta pentru că 100% s-a întâmplat asta pentru ceva. Tu crezi că Ranieri a știut ce a făcut la Leicester atunci? Dacă zbea, chiar nu știa ce a făcut. Eu cred că a știut. Bă, s-a nimerit cum, nu a făcut niciodată. Zile, acolo a avut un an de zile. Și Ranieri a mai avut niște performanțe la viața lui. A fost un an de zile în care noi România n-am pierdut niciun meci, nu? Da. Anul trecut. Da. N-am pierdut, nu ne-am calificat. Adică asta spun. Da. Anul 2023. Ce s-a întâmplat cu echipa asta? Hai că nu de acum din primăvară. Cu echipa asta în ultimul an calendaristic, da? Că ne-am căzut din Liga Națiunilor, în Liga în urna 3-a, 4-a, cât a sunt. Da, 3-a suntem. Da, în Liga Națiunilor ce? A 3-a urnă, da, valorică. Da. Ce s-a întâmplat, domne? Să știm. Că putem dormi liniștiți la noapte, dacă nu știi. Tu dormi bine, a? Doamne, cum, să te duci până în Germania să vezi, întrebi cum va dormi la noapte. Cum vezi încleștarea asta? Până la urmă, și a banilor, și a valorii, și a pedigriului. Păi ar trebui să nu ne prezentăm dacă ținem cont de asta. Păi nu, dar asta te întreb, cum o vezi în condiții? Păi nu, pe de altă parte trebuie să vedem și felul în care băieții noștri au arătat cu Ucraina excepțional, cu Belgia n-au arătat deloc rău, da? Cu Slovacia, nu cred că... până la n-au arătat rău. Că știi cum e când zici că n-au arătat rău, să ai pui virgulă și parcă ai putea fi sinonim cu au arătat bine. Nu, pentru mine n-au arătat bine. Nu mă mulțumește? Da, n-au arătat rău așa, dar nu poți să spui că au arătat bine cu Belgia. Nu poți să spui că au arătat bine, dacă arătau bine, băteau probabil. Au arătat bine și iubesc echipa asta națională mai mult decât unii care se duc la... Cu Slovacia, iarăși, cred că am știut să ne gestionăm
mișcările până prin minutul 65-70, când oricum n-a mai vrut nimeni nimic, da? Dom'le, am depășit orice așteptare, asta este clar, n-are rost să mai discutăm. Păi nu, de asta spun, că tu ziceai că nu ne mai prezentăm cu Olanda. Păi ne nu, prezentăm. Dacă ții de lucrurile astea, nu trebuie să ne mai prezentăm. Au și niște elemente foarte importante pe care le au în fața noastră. Adică și trebuie ce să le luăm noi în fața lor în momentul ăsta? Ce avem noi în fața Olandei? Nu ți s-a părut că noi ca determinare suntem mai bine ca ei? Nu. Nu? I-ai văzut cu Polonia? Dacă compar meciul lor cu... I-ai văzut cu Polonia? Meciul lor prost cu zi, cu Austria. Cu Austria, scuze. Cu Austria. Nu, dar și cu Polonia i-ai văzut cu Polonia? Eu compar cel mai prost meci al lor cu cel mai bun meci al nostru, atunci da. Deci dacă compar cel mai prost meci al lor... Dar primul meci l-ai văzut din grupă cu Polonia? L-am văzut, da, da. Și ți s-a părut că erau foarte determinat? 2-1, minutul 82, 83... Da, au condus polonezii, știu toate astea. Vă dăm un argument pentru care mâine România este favorită în fața Olandei. Nu, favorită nu. Păi atunci, adică că e favorită. Da. Că ar avea prima șansă, că ar avea cum vrei. Dăm una, unu. Vorbeai mai devreme de palmares, de pedigrii, de istorie. Multe surprize. Multe. Și puteau să fie și mai multe. Multe surprize s-au întâmplat. Întotdeauna e posibil orice, că altfel dacă joacă, asta spun, dacă joacă banii, istoria, tradiția, pedigriu, ce vrei tu, echipele dar de club, nu trebuie părut, să ne mai prezentăm. Ție ți s-a părut, de exemplu, că vedetelor de la acest Euro. Și nu vorbesc de o echipă. În afară de Spania n-a jucat nimeni încântător la campionatul. Eu te întreb așa, vedetele de la acest Euro, ți se pare că au chef de acest Euro? Nu, îi încurcă grav. Îi încurcă grav. Asta e clar, multă lume se gândea dacă nu cumva vor să se ducă după Grealish. Asta spun ieri. Adică ai văzut? Dar unde era la bomba la băutură în Maldive, a? Păi, caută să-l vezi. Caută să-l vezi. Nici nu mai recunoști. E pasă buhăită? Eu de asta te întreb. Adică tu vezi vreun jucător de mare valoare să aibă chef de Euro ăsta? Nu, doar copii. Williams, Yamal. Copii. Ah, ok, da. Care nu poți să-i spui că e pentru ei primul turneu. S-a creat o breșă pentru echipele astea mai mici, care ajung mai rar și care și-au dorit foarte mult. Și Slovacia a jucat foarte bine. Și Georgia a jucat foarte bine. Și Albania n-a jucat rău. Ok, nu s-a calificat. Adică echipele astea care ajung mai rar s-au străduit. Și noi printre ele. Și e foarte bine că am făcut așa. Bun, haideți să discutăm puțin, pentru că mai avem câteva minute. Discutăm puțin și despre Franța-Belgia. Putem probabil să o denumim chiar o semifinală așa. Chiar locul, dacă meciul locul, este în optim. Locul 3 cu locul 7 în lume. Da. În lume. De ce? Franța e 7? Sau Belgia e 7? Belgia e 7. 7 a căzut și au căzut pe 3. A fost. Nu, este Franța 2... Stai-mă puțin, că cred că 2 cu 3 astăzi. 2 cu 3, Belgia e 3, așa știam. Prima e Argentina. E mai degrabă de semifinală, poate chiar de finală. Prima e Argentina, a doua e Franța, cred că Belgia a rămas acolo. Deci vrei să spun ceva, ambele echipe au dezamăgit groaznic. Belgia nu bate Ucraina, îi bate Slovacia. Cu noi a dat gol repede, că am zis se mai întâmpla și cu noi. Iar Franța, să nu poți tu să bați Polonia, să pe locul 2 în grupă. Pentru că nu ești în stare să bați Polonia, echipa care, singura echipă care avea nicio șansă să meargă în optim, mi se pare că este altă echipă care joacă mult sub potențialul lotului, mult de tot. Și s-ar n-a fi spus să vedem o surpriză. Eu cred că dacă se califică Belgia e surpriză, nu mi-așa mi se pare. Totuși, Franța era văzută atunci de Anglia, principal favorit. Acum, da, în ziua de azi, da. Nu stai aici cu belgenii. A, meciul nu e nici pe departe simplu, asta e clar. Da, aș vrea să vedem Belgia, dacă se poate, să vedem așezarea Belgiei pentru acest meci cu Franța. Și avem Castles, Castagne, Fes, Vertonghen iarăși titular. Deci Vertonghen care are 30 și mulți de ani, da? Nici ei n-au acolo cum n-au nici englezii. Dacă nu era Witzel, mă gândesc, nu? Adică și Witzel ți-a mai bine că s-a accidentat. Cred că și-au dat seama că mai bine cu Vertonghen. Cred că Witzel e accidentat. E și accidentat, cred da. Cred că mai accidentat pentru cred ei. Că și dacă nu era accidentat, au zis mai bine că putem să-l băgăm pe omul ăsta la 30 și ceva, 36. Teat, da? De Bruyne, Onana, Carrasco, aici n-arată rău deloc. Openda, Lukaku și Doku. De la mijloc în sus. Acolo, în dreapă, știi cât a jucat Openda? Spun din minte. A jucat un minut, a intrat cu dar un minut. Dar să nu fie două vârfuri următoși așezare. Ucraina și cred că am mai jucat vreo 10 minute, 7 minute. Cu cine? Minute. Cu Openda și cu Lukaku în față? Da, să nu fie 4-4-2. Mă gândesc, nu știu, dar nu devine niciun caz acolo. Nu prea joacă în 4-4-2, nu? Da, nu prea joacă. Să fie Carrasco în dreapta, Doku în stânga și ăștia doi în centru, De Bruyne cu Onana. Habar n-am, știu, să vedem. Da, dar cel puțin bun. Așa, la prima vedere, da? Sunt 5 jucători ofensivi și De Bruyne și Carrasco, Openda, Lukaku, Doku. Care împreună, da, costă de... Păi că vezi că păi, și francezii o să dăm și Franța, dar
țineți minte acești 5 jucători, pentru că cred că sunt mai buni decât ce are 5 jucători Franța. Eu știu. De cât are în față Franța? Da. Nu mi se pare. Nu? Nu mi se pare, nu știu. Adică cu Mbappé, deci, cu... Deci în față sunt Thuram, Griezmann, Mbappé. Da? Și ăștia sunt mai buni, cine e mai bună? Păi nu, stai puțin, și... dar uite-te la mijloc, da? Când la mijloc nu mai e ofensiv. Au Tchouameni, Kanté și Rabiot. Primul meci în care nu e titular Dembélé. Dembélé nu e titular. Cred că... E primul meci. Primul meci. Eu, sigur că... Deci l-a scos pe Griezmann din Inter și l-a băgat în față. Și joacă cu doi închizători, Tchouameni și Kanté, cred. Și Rabiot, trei mijlocași centrali. Da, o să fie un joc foarte prudent din partea lui Deschamps, probabil. No, Griezmann nu joacă acolo, sigur. Adică și ce-l bagă la mijloc? Unde să-l bagi? Rămâne cu Mbappé și cu... Păi și Griezmann unde joacă? Thuram, poate mai degrabă în vârf, nu? Sau ce, și lateral? Să joace Griezmann în spatele lor. În spatele lor. N-are cum să joace Griezmann acolo, și... număr 9, n-ai cum. Păi nu, număr, că e 7, în spatele... Da, nu, habar am, și o să vedem. În orice caz, e schimbare majoră la echipa Franței față de ce... Unde? Vorbeam strict de forță ofensivă. Nu ți se pare că e mai bine Belgia? Mie pe... mi se pare că dacă Mbappé joacă, e mai bun okay. Tot să ia 5 la 1 pe care le Belgia. Ok. Când îl prinzi. N-a jucat până asta acum. E că n-a jucat. Dacă nu vrea să joace. Dacă prea... el se gândește că se duce la Real Madrid și n-are chef acum, ok. Dar el e singur mai bun decât tot să ia 5. Adică stăteam și mă uitam ieri la Bellingham. Bun, dă golul acela din foarfe, că e excepțional. Dar în afară de golul respectiv. Să faci o comparație între Bellingham de la Real Madrid, că era treia să-l scoată. A recunoscut Southgate. Nu, dar să faci o comparație între Bellingham de la Real Madrid și Bellingham de la Național Anglia, pare utopie așa. Nicio legătură. Nicio legătură. Deci orice antrenor normal îl scoate. Și uite că te scoate el pe tine. Îl scoate de mult, da. Bun. Foarte scurt, aș vrea să ascultăm câteva păreri din partea suporterilor apropo de meciul nostru și apoi vom continua discuția. Nu avem nimic de pierdut contra Olandei. Olanda, într-adevăr, o echipă net superioară și valoric, dar noi nu avem nimic de pierdut. Trebuie să jucăm degajat, trebuie să încercăm orice avem în minte, pentru că e clar că noi pornim cu șansa a doua. Trebuie să ne calificăm, că nu mai ne-am calificat de mult și trebuie. Ar fi jucătorii care vor face, ar putea face diferența din punctul tău de vedere în acest meci cu echipa țărilor de jos. Coman, Stanciu. Contextul actual cred că ar fi un rezultat excepțional. Adică cred că poate candida la un rezultat la fel de mare ca cel din 94, ca sfertul din 94. Deci din punctul meu de vedere ar fi extraordinar. O vedetă deja a boxului românesc, campion european, ai venit să vezi meci aici în parcare. Te întreb direct, ce ar însemna o calificare mâine în fața echipei țărilor de jos? În primul rând, bună ziua! Vă dați seama, calificarea României în sferturile de final, dacă mă înșel, ar însemna, cum să zic eu, o realizare foarte mare. Exact cum este și la box, când treci meci de meci, când treci mai departe, când ajungi în final. Adică bănuiesc jucătorii României au exact aceleași emoții pe care le avem și noi când boxăm. Și ce să spun, succes băieți, suntem alături de voi! Da, multe mesaje de încurajare, dar e și normal să se întâmple lucrul acesta. Revenim pentru câteva momente la Franța-Belgia. E pentru Franța primul hop, Cosmin. Adică dacă treci de treaba asta, dai într-un alt hop mai tare. Dacă treci acolo, dai într-un hop și mai tare. Pentru că ai un mod normal... Franței n-a fost deloc ușoară. Deci Olanda, Franța, nu, Austria, dar primul România... loc pentru Franța însemna să nu ai chiar Belgia, Portugalia și Germania sau Franța. Dacă ar fi câștigat, grupa se ducea pe jumătatea Austria, cealaltă. Acolo, da. Se ducea pe jumătatea cealaltă, unde a rămas Anglia, acum, deocamdată, și România, mâine. Da. Că nu mai e nimeni, numai Italia. Păi, bine, asta dacă nu se califica Anglia, îți dai seama ce aveam acolo. Scotea și România, Olanda și aveam finală de campionat european cu România, Turcia, Austria... Elveția sau Slovacia, una dintre astea ar fi fost în final. Bun, n-a fost ușoară grupa. Adică n-a fost chiar cea mai simplă grupă. Cred că a fost a noastră cea mai simplă grupă, cea mai... Nu, a nemților a fost cea mai simplă. O părea. Cu Ungaria, cu Scoția și cu Elveția. Cea mai ușoară grupă dintre toate, după părerea mea, de departe a fost a grupa României. Adică dacă doar dacă te gândești care cine a fost cap de serie și a făcut capul ăsta de serie la campionatul ăsta european, adică Belgia. Scor? Belgia, Franța? Mai de mine și de mine. Se califică Franța. Se califică Franța. Da.
Adică nu știu, adică că s-ar putea să fie cu prelungiri, s-ar putea să... Și după prelungiri e posibil, dar e posibil și un egal. Dar cred totuși după... Sunt pe lista echipelor care au dezamăgit la campionatul ăsta european. Dar ce să vezi, una dintre ele în sferturi. Una dintre ele va fi în sferturi. Cosmin, Bogdan, 1-1 și nu avem emisiune decât la 12 note. La 9-1 s-a fi. Ai calculat repede. 1-1 și cred că merge Franța la penaltiuri. Merge Franța la penaltiuri. Da. Cum a făcut calculul? Păi nu. Fiecare cu ce-l doare. Îți dai seama ce am avea aici? Că am avea Franța-Portugalia, dar să zici calculul hârtie. Asta sau Franța-Portugalia și după aceea poate Franța-Spania. Sau... Și aici? Și aici România, Anglia și restul lumii. Mulțumesc frumos, domnilor, pentru prezență.